Curând voi face 4.000 de vizionări, dar nu o să mă bucur de ele, pentru că voi o să mă vedeți tot inferior. Și nu e ok să faceți treaba asta. Am învățat cum e calitatea. Am făcut jam cut-uri. Am băgat muzici triste de emoticoane ca să fie perfecte videoclipului. Nu mă mai bag în viețile oamenilor, cum o făceam pe canalul anterior, că vreau să fiu promovat, să mi se schimbe viața, dar nu. Am renunțat la astea. Acum am calitate și am cantitate. Ce vreți mai mult? N-o să mă bucur de 4.000 de vizionări, pentru că voi nu vă veți bucura cu mine. M-am schimbat. Da, și asta se poate dovedi în primul videoclip. Dar oricum nu o să vă uitați la el. Nu trebuie să vă uitați la el dacă nu vreți. Nu trebuie să urmăriți canalul ăsta. Dar vreau să știți că eu am luptat ca să fac videoclipurile alea, pentru că rare ori vroiam să mă las, rare ori vroiam să termin și nu să termin ce am început, să termin la jumătate, dar ceva în mine nu m-a lăsat. Îmi zicea, hai că poți, hai că poți. Și am putut. V-am oferit câtă calitate ați fi vrut voi. De la jam cut-uri, de la... Dar se pare că pentru voi n-a fost suficient. Tot mă vedeți ca un om care stă în pat. Și ignorați calitățile mele. Dar eu tot voi lupta. Chiar de ajung la 4.000 de vizionări. Sper să vă gândiți bine la acest lucru. Sper să nu ne mai tragem de șireturi. N-are rost.